și la mulți ani, la mulți ani, 2018, la mulți ani tuturor, vă doresc un an cât mai fericit, mai bun, să fie mai bun decât anul 2017, să fiți mai sănătoși, mai buni, mai veseli, să faceți cât mai mulți copii. Eu am o problemă cu chestia asta și tuturor le doresc să facă cât mai mulți copii. Astăzi vreau să vă arăt produsele mele favorite de păr, de față, make-up, parfumuri favorite din 2017. Știu că acest gen de clip ar fi trebuit să-l fac cel puțin la sfârșitul anului trecut, doar că nu am avut atâta timp să stau și așa, mai ales că a fost un concediu soțul meu și am preferat să petrec timp alături de el, de familie, decât să stau să mă filmez. Dar timpul nu este pierdut, așa că vreau să vi le arăt acum. Dacă sunteți curioase să vedeți produsele mele preferate din anul 2017, cel care tocmai a trecut, fără să urmăriți clipul în continuare. Deci să încep. Încep prima dată cu produsele pentru păr, pentru că sunt mai puține. Le iau așa în ordine, după cum le-am aici în față. V-am spus, asta nu au nicio legătură cu produsele mele preferate. Bine, îmi plac și ele pentru că le folosesc și pe ele, dar produsele mele favorite sunt aici în fața mea și eu o să încerc să vi le prezint. În primul rând vreau să vă prezint șamponul meu de suflet, pe care îl folosesc deja de peste un an. Știu că probabil nu este neapărat indicat să folosiți același șampon foarte mult timp, am înțeles că trebuie să-l mai schimbați sau chestii de genul, nu prea mă interesează pe mine asta. Deci eu vă arăt șamponul care pentru mine funcționează cel mai bine și este acesta de la Nioxin. Nu știu, sper să se vadă bine. Șamponul ăsta l-am așa la un litru, l-am luat, bine, până acum l-aveam în sticlă din aceea mai mică, cum am luat așa mai mare. Acest șampon pentru mine, după cum ziceam, funcționează foarte bine, nu mai cade părul, îmi cădea foarte tare părul înainte, acum nu mai cade părul, nu știu neapărat dacă este de la sarcină sau nu, dar nu cred. Pentru că mie nu mai cade părul deja înainte să fiu însărcinată, ceea ce este perfect. Deci am acest gen de șampon, împreună cu el folosesc și acest ser, care de asemenea este extraordinar de bun pentru mine. Pentru scalp e o spumă, îl agiți foarte bine, e o spumă pe care o ai pe mâini și încep și să faci masaj la scalp. Atunci o să aibă o circulație mult mai bună și nu o să-ți mai cadă părul. Este extraordinar de bun, mai ales pentru voi acela care, la care vă cade părul, este perfect. Să vă arăt și această mască pentru păr de la L'Oreal. Nu știu cât de bine se vede. Așa. Este foarte bună. Am folosit destul de multe anul acesta, adică am încercat destul de multe. Acesta mi se pare că îmi lasă părul mult mai moale, mai mătăsos, pot să mă piepte mult mai ușor, mai ales că eu am și părul încâlcit. Am părul creț și bineînțeles că atunci se încâlcește mult mai ușor și cu această mască mie mi se pare că nu mi se rupe când îl piaptă în efectiv și mi se pare foarte, foarte bun. Încă o produs după toate astea pe care le folosesc, folosesc acest ulei. Pentru că, deși eu sunt convinsă că acest ulei îl are cam toată lumea, sau dacă nu-l are, cel puțin îl știe absolut toată lumea, este foarte bun și acest ulei și îți lasă părul la fel de mătăsos. Știu că probabil sunt cam prea multe produse să le folosești toate așa pe păr. Adevărul e că nu le folosesc chiar pe toate dintr-o dată sau așa, pe toate în aceeași zi. Probabil câteodată nu folosesc masca de păr și folosesc doar uleiul, să nu folosesc acel ser pentru scalp și folosesc masca sau, mă rog, le tot combin așa. Dar acestea sunt produsele mele preferate, așa,
pentru păr. Mai am un produs preferat, de care și de acesta sunt convinsă că l-aveți majoritatea, poate nu neapărat acesta de la Batiste, este șamponul uscat. Nu-l folosesc foarte des pentru că în ultima perioadă știți că, mă rog, eu sunt însărcinată și nu merg în călătorii prea mari sau așa încât să trebuiască la un moment dat să folosesc șamponul acesta uscat. Sunt mai tot timpul acasă, mă spăl, nu mă spăl foarte des pe păr, mă spăl de vreo 2 ori pe săptămână sau maxim 3 ori. Ce să mă spăl cât mai rar, bine, nu cât mai rar acum, să nu exagerăm, Doamne iartă, mă fac păduchi. Încerc să mă spăl încât să nu mi se îngrașe foarte tare părul, pentru că am tendința asta de îngrașarea părului și atunci încerc să-l fac să fie cât mai ok. Bun, acestea sunt produsele mele pentru păr, aș vrea acum să vă arăt pentru față. Cu ce mă spăl eu pe față? Acesta, stai așa să vă arăt, de la Nivea. E extraordinar de bun, mai ales pentru tenul meu, cred că e mediu. Am momente și când e foarte gras și când e uscat. Ideea e că nu am genul acela, nu pot să zic că am tenul foarte gras, pentru că nu începe să-mi strălucească fața. Eu de transpirat nici nu transpir, nu știu dacă am transpirat vreodată, așa sunt eu construită, nu știu. Mai ales pe față. Pe față chiar nu am transpirat niciodată și atunci nu pot să zic neapărat că eu asta înțeleg prin te mai gras. Uscat nu mie, că nu mi-a uscat de toate, adică cam un ten mixt așa, normal. Și când mă dau cu... când mă spăl cu... asta pe față, gelul ăsta, nu știu, un fel de gel de ăsta cu scrub și faci pe față și este foarte bun, mai ales dacă ai coșuri, cum am eu în perioada asta sarcinii, vedeți cam ceva moștri pe față. Bineînțeles că nu se poate fără... A, dar și când îmi iese ceva pe față, trebuie să-l și fac încât să facă și mai mare și mai frumos, că de ce să nu, bineînțeles. Iarăși, crema, care nu este cremă, este un gel de la Clinique pe care eu îl folosesc la nebunie în acest an. Este al doilea pe care l-am, adică îl folosesc de 2016 și ăsta este deja al doilea pe care l-am, vedeți că este așa până aici. E foarte bun, e un fel de gel, este pentru ten mixt, este și pentru ten gras, din câte am văzut. O să încerc la toate produsele pe care le arăt astăzi să vă și las un link jos de unde le-am comandat eu. Nu mă dau eu prea mult cu creme, sincer, și cu asta uit să mă dau în fiecare zi. Adică să mă dau în fiecare dimineață, gen, cu cremă pe față, cu gel. A, dar și nici nu mă prea machiez foarte mult eu, pentru că, din nou, în elene să mă demachiez. Și știu că trebuie să mă demachiez în fiecare seară, să nu dorm cu machiajul pe față și așa, atunci mai bine prefer să nu mă machiez deloc. La alte chestii să fac așa prin casă, nu-mi elene să mă machiez, nu-mi elene să mă demachiez, e un chin. Vreau să stau acolo și să mă tot demachiez. Dar apropo că vine vorba de asta, să vă arăt cu ce mă demachiez atunci când mă demachiez. Cu apa micelară de la Garnier, bineînțeles, pe care și asta sunt convinsă că deja o are toată lumea, a încercat-o toată lumea. Mie mi se pare foarte bună. Nu vreau să vă povestesc foarte multe despre apa micelară pentru că deja sunt convinsă că o aveți multe dintre voi sau cel puțin ați încercat-o și v-ați făcut deja o părere, nu prea mai are sens, mai zic eu. Acum să vă povestesc despre produsele mele favorite de make-up. Un produs despre care cred că vorbește toată lumea și pe YouTube și voi acasă, prietene, între voi, cu mame, cu bunici, cu oricine, despre acest beauty blender. Acesta nu este beauty blenderul acel original din Sephora, este beauty blenderul de la Cupio, care mie mi se pare mult mai bun, sincer. L-am și pe acela de la Sephora, mi s-a rupt, nu știu exact pe unde e, pe aici, pe undeva, dar acesta mie mi se pare extraordinar de bun, mi se pare mai moale,
poți să blendezi mai ușor, mă rog, să țintezi mai ușor fondul de ten pe față. Mi se pare mult mai ok și că nu rămâne la fel de mult produs pe el. Bineînțeles că acum este murdar, că numai ce m-am machiat, vedeți. Și, apropo, astăzi m-am machiat exact cu produsele pe care vi le arăt astăzi. Nu? Adică am folosit ceva în plus, eyeliner sau creion sau așa, pe care nu vreau să le recomand, că nu sunt neapărat produsele mele favorite, dar mă rog să nu mai povestesc atât de mult, chiar își fac clipul ăsta extrem de lung. Să vă arăt fondul meu de ten preferat. Asta de la MAC, stați așa să vi le arăt, că nici nu cred că are rost să vă tot pronunț cum se numesc, că le știți toată lumea. În nuanța NC10, NC20, Dumnezeule, NC20, este așa, de la MAC. Are acoperire medie, nu are foarte mare, că nu am super mult de acoperit, mă rog, acum am coșurile și bineînțeles că observați și voi că nu le-am acoperit destul, adică nu le-am acoperit în întregime. Pentru că așa este fond de ten, dar mie îmi place foarte mult. Nu vreau să-mi pun cât să pară fața mea că este dată cu GLED și că port o mască. Deci mi se pare mult mai ok acesta. Mai folosesc concealer, mă rog, anticearcă. Așa, tot de la MAC. Ideea e că acesta este mai închis. Este NC35, e când îl foloseam fondul de ten acesta. Adică azi vară. Acum folosesc cel de NC20 ca și fondul de ten, doar că nu mai am, numai ce mi se termina și vreau măcar să arăt așa un model, să știți că am care este de fapt produsul meu preferat. Nu am cearcăne sau așa, dar îmi place să fie mai luminoasă zona de sub ochi, nas, aici așa, zona T, oricum, și aici. Și pe aici puțin, așa, față mai ciudată. Vreau să vă arăt și pudra mea favorită, care este aceasta, de la Cupio. Este de la Cupio. O, mai avem și pe cea de la MAC, doar că nu știu neapărat dacă era printre preferatele mele. Asta de la Cupio îmi place foarte mult. Am destul de multe produse de la Cupio și mi se par extraordinar de bune, deși am avut așa, am primit unele produse de la ei, palete și ce am mai primit și erau sparte, dar per total de produse sunt mulțumită. De livrarea lor și de serviciile lor nu sunt mulțumită, dar de produse un like. Deci asta este pudra mea pe care am folosit-o cel mai mult în anul 2017 și care mi se pare foarte bună. Nu știu exact, sincer, cum ar trebui să fie o pudră care să vă placă foarte mult, dar mie asta mi se pare extraordinar de bună. Când vine vorba de sprâncene, sunt acestea, să-mi dau pensulele jos, de la MAC. Kitul acesta de la MAC. Mie mi se pare foarte bun. Din nou, vreau să vă precizez că eu nu știu să mă machiez extraordinar de bine sau să zic că sunt expert în ale machiajului sau să-mi fac sprâncenele sau orice. Nici măcar nu știu să mă pensez singură acasă și trebuie să merg la un salon să mă penseze. Acum am așa sprâncenele pentru că până acum erau foarte subțiri și trebuie să mi le las să mi se mai sunt mai îngroașe și să se facă mai stufoase. Acum, mă rog, sunt machiate și de asta arată mai așa, dar oricum, aceste pe care folosesc, culoarea este aceasta din mijloc, bineînțeles, maroul acela, pe lângă mă fac și cu acesta mai deschis și nu prea, pentru că nu știu exact celelalte culori la ce folosesc, pentru că nu le folosesc atât de mult și le întind cu această pensulă. Așa și vedeți. Cu acesta fac așa. Deci, cu acesta care vine împreună cu acest kit. Și
îl folosesc eu, acum nu știu cât este de bine. Ah, mai am încă unul pe care îl folosesc, de la cel de la Benefit. Se găsește în Sephora. Cere așa două capete. Pe acesta îl foloseam înainte să dau de acesta de la MAC. Cred că acel fard mi se pare mult mai ușor de folosit și mult mai rapid și probabil că de aceea îmi plăcut mai mult cel de la MAC. Alt motiv nu cred că este. Se va arăta acum paleta mea de make-up favorită. Este acesta de la Anastasia Beverly Hills. Stați așa să vă pe care mă gândesc deja că bineînțeles că ați văzut-o de un milion de ori, ați văzut și multe review-uri la ea pe YouTube. Eu pe acesta am folosit-o cel mai mult în anul 2017 și mai exact această culoare și aceasta și aceasta și aceasta. Mă rog, se văd că sunt puțin mai goale, mai așa. Nu sunt foarte folosite pentru că nu mă machiez atât de des. Nu fac mare lucru toată ziua că să-mi trebuiască ceva machiaj extravagant. Dar când merg undeva, acesta este cu siguranță cea pe care o iau cu mine și o folosesc cel mai mult. Mai folosesc blush, bronzer, chestii de genul. Nu folosesc foarte des și nici nu am unul favorit pe care să vi-l arăt acum. Mai am iluminator pe care folosesc foarte mult. Este acesta de la MUA, pe care, din nou, s-a convins că deja le știți. Pe acesta mi l-am luat de la Cupio, care a venit așa, spart. Oricum, dintre toate, acesta este favoritul meu, care, slavă Domnului, este întreg. Nu că n-a căzut foarte tare. Acesta este favoritul meu. Rimelul meu preferat, doamne, de rimelul meu nu sunt nimic. Este acesta de la MAC. Nu știu exact cum se numește, pentru că nu are nimic scris pe el. Probabil că o să-l găsesc și o să vă scriu. Să-l găsesc pe site-ul lor și o să vă scriu sau vă las un link jos. Pentru că arată cam așa. Mie îmi place foarte mult acest rimel. Este varianta cel mai negru. Este mai gri, mai maro, mai negru și mai puțin negru. Mie îmi place foarte mult, mi se pare că îți alungește mult genele, ceea ce eu asta caut de la un rimel. Ți-l face așa să fie mult mai tufoase. Nu știu exact cuvântul potrivit să zic. Acum, când vine vorba despre rujuri, de care eu sunt înnebunită și am o colecție foarte mare. Am făcut colecția mea cu rujuri de la Kali Cosmetics, dar bineînțeles că nu sunt toate. Am foarte multe și de la MAC. Am de la L'Oreal, de la Maybelline, de la... am foarte multe rujuri. Dar rujurile mele preferate, după cum vedeți și astăzi, sunt rujurile roșii. Am pe acestea, care vi l-am mai arătat cu siguranță în acest an, pentru că sunt nebunită după el. Este mat, pentru că am făcut o obsesie pentru rujurile mate anul acesta, 2017. Este de la Kali Cosmetics, este Mary Jo, ok, și este roșu. Mai am încă unul care este preferat, care a rămas destul de puțin. Este de la MAC, este tot roșu. Arată cam așa și este, bineînțeles, absolut extraordinar. Deci rujurile roșii, cred că oricum ar fi, ori de unde ar fi, orice s-ar întâmpla, vor fi tot din preferatele mele. Mi se pare că se potrivește cu orice. Probabil că o să ziceți că nu am dreptate și că nu se potrivește cu orice roșu, roșu și așa. Mie mi se pare cel mai extraordinar. Mi se pare că inclusiv bunica, mama, toată lumea purtea roșu și era cel mai elegant și cel mai frumos. Vine vorba despre parfumuri. Parfumuri. Parfumul meu favorit, bineînțeles, este acesta de la Sei, de la Giorgio Armani. De la Giorgio Armani, care este gol. Este al treilea, cred. Da, al treilea pe care îl termin. Nu mi l-am recumpărat încă, dar cu siguranță o să fac în viitorul apropiat. Mi se pare extraordinar. Mai am încă unul care îmi place extraordinar de mult.
cel de la Paco Romano Olimpea, care și acesta miroase divin. Și acesta mi l-am terminat, unul. Acum l-am primit de Crăciun de la soțul meu, la fel, și o sticla asta mai mare, l-am avut în variantă mai mică pe care am terminat-o, v-am mai zis. Și acum l-am reprimit, pentru că se pare că și lui îi place foarte mult. Miroase extraordinar de bine, nu sunt foarte dulci, adică chiar nu sunt dulci aceste parfumuri, cel puțin astea părerea mea. Sau, da. Nu sunt dulci, sunt extraordinare, sunt finuțe, nu mă dau foarte mult cu parfum, adică așa, nu fac baie în parfum, cum zic eu de obicei. Mă dau foarte discret și nu mă doare capul de la ele, pentru că pe mine mă doare foarte des capul de la parfum. Uite, de exemplu, acesta este un parfum de la Carolina Herrera, Good Girl. Sper că îl vedeți. La care mă doare foarte tare capul. Îmi place mult cum miroase, dar când mă dau cu el pe aici, în zona gâtului, începe să mă doare capul. De aceea eu folosesc loțiunea de corp de la ea, așa, dar că folosesc să mă dau pe mâini și atât. Nu ar putea să mă dau pe tot corpul, cred că așa nebunii mi-ar ieși creierii. Cam acestea au fost produsele mele preferate din anul 2017. Sper că nu v-am plictisit prea tare, văd că deja a trecut timpul extraordinar de repede. O să încerc să vă las la toate link-ul jos de unde mi le-am cumpărat eu. Sper că v-a plăcut și vă mulțumesc mult că v-ați uitat la mine și m-ați suportat atâta timp. Nu uitați înainte să plecați să îmi dați un like dacă v-a plăcut de mine sau dacă nu v-a plăcut, de ce nu. Un dislike, să știu că nu sunt chiar atât de plăcută cum credeam eu. Și să vă abonați la canalul meu dacă mai vreți să mă mai vedeți, să mai vedeți moca aceasta în continuare și dacă vreți să vedeți mai multe clipuri cu mine. Vă mulțumesc și vă pup!